a uneia dintre cele mai frumoase sărbători din timpul anului. Francesc de Assisi a numit Crăciunul Sărbătoarea Sărbătorilor. Atunci când în anul 1223, Sfântul Francis de Assisi a celebrat Crăciunul la Grecia cu un bombo și un măgar și o iesire plină de fân, a devenit vizibilă o nouă dimensiune a misterului Crăciunului. În ieslea, care se afla între bombo și măgar, Francis punea să se celebreze preasfânta Eucaristie. În noaptea sfântă de la Grecia, Francis ca diacon a cântat personal, cu glas tare, Evanghelia de Crăciun. Grație splendidelor cântece de Crăciun ale fraților, celebrarea părea în întregime între sărutare de bucurie. Asemenea Sfântului Francis, vrem să vă împodobim sufletul cu armonia colindelor și cu lumina păcii de la Betleem. În zilele sfinte ale apropiatului Crăciun, îngenuchează lângă iesilea pruncului divin, să ne unim în cântec și rugăciune cu Sfântul Francis, cerându-i pruncului Iisus, să reverse peste biserica noastră și peste noi, prin bogăția darurilor sale. Iar noi, în acest timp sfânt al nașterii Domnului, să fim purtătorii bucuriei și a luminii venite de la Hristos. Părintele Gheorghe Dumitraș, supranumit Ciocărlia Subteranelor, spunea: dacă alăturăm două piane și batem, de exemplu, nota la un pian, auzim că vibrează nota la și la celălalt pian. Inima noastră e o coardă din pianul întregii omenie. Inima prea dulce a lui Iisus din Sfânta Taină este coarda care vibrează. Apropiindu-ne de Sfântul Tabernacol, inima noastră va începe să vibreze la fel cu inima micului pruncușor. Inima noastră va începe să fie stăpânită de aceleași sentimente, de dragoste către aproape, de iubire pentru virtute, în sfârșit, dragostea pentru desăvârșire. În cele ce urmează, dăm cuvântul Părintelui Eugen Răchiteanu, guardianul acestei case. Dragă Părinte Provincial Emilian Cătălin, stimate domnule primar Laurențiu Dan Leureanu, dragi părinți rectori, părinte director al seminarului nostru, iubiți prieteni, este seară de bucurie. Sufletul simte vibrația momentului de sărbătoare, lumina care coboară în inimile noastre. Se aștepte pacea mult așteptată. Se simte pacea. Coboară pacea în inimile noastre. Da, este o seară în care toți ne simțim o mare familie, împărtășindu-ne cu toții din bucuria nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar în această seară, în calitate de gazdă, vă spun cu tot dragul, bine ați venit în mijlocul nostru. Bine ați venit în casa noastră. Este o seară de suflet pe care o dăruim fiecăruia dintre dumneavoastră ca mulțumire pentru tot ce ați făcut pentru noi, aici, la seminar. Iar ca să fiu mai precis, aș dori să evidențiez faptul că acest concert de Crăciun pe care vi-l dedicăm este recunoștința noastră față de Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra noastră, care suntem aici prezenți și a celor care nu au putut fi prezenți în mijlocul nostru. Iată că împreună cu corurile de îngeri să lăsăm sufletul nostru să cânte de bucurie, mărire în cerului Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bună voință. În concret, acesta va fi mesajul nostru din această seară. Un mesaj de speranță. Un mesaj de mulțumire, de bucurie, de pace și iubire. Așadar, vă îmbrățișăm cu drag pe toți și vă spunem încă o dată din inimă, bine ați venit acasă. Audiție plăcută!
salutăm prezența distinșilor noștri invitați și să le adresăm cordiale mulțumiri pentru participarea la acest concert. Avem bucuria ca în această seară să fie în mijlocul nostru primarul municipiului Roman, Laurențiu Dan Lorean, pe care îl rugăm să ne adreseze câteva cuvinte. Preacucernice Părinte Provincial, preacucernici Părinți Rectori, preacucernice Părinte Guardian, preacucernice Părinte Director al Seminarului Sfântul Francis de Assisi, preacucernici Părinți, dragi elevi, dragi studenți, dragi prieteni romașcani, stimați invitați din alte zone și regiuni, bine ne revedem într-o seară în parc în care parcă se aude glasul cristalin al Îngerului. Trăim cu toții o perioadă a bucuriei, o perioadă care este încărcată de emoție, de speranță și de pace, ne dorim toți. Într-o comunitate, într-o comuniune, într-un glas în care sărbătoare după sărbătoare ne este prevestită nașterea Mântuitorului, salvarea omenirii și binecuvântarea noastră, creștinătății. O sărbătoare în care mereu am avut evenimente în ultimele zile deosebite aici, în oraș, cu sosirea unor simboluri creștine deosebite, care binecuvântează orașul romașcanii și care, în această perioadă de smerenie, de vlavie, de teoșenie, a unui post lăsat binecuvântat, găsim cu toții în suflet și inimă bucurie, fără a avea neapărat o bucurie personală, simțim o bucurie care ne înconjoară și care pleacă din interior. Este bucuria sărbătorilor de iarnă care ne încălzesc sufletul. Așteptăm cu toții nașterea Mântuitorului, care este bine vestită. Ne încărcăm zi după zi cu emoție și cu energie pozitivă, căutând din priviri unul către altul, în pace, dispuși să trecem peste tot ce este profan și omenesc și care provine din greșeală, căutând înălțarea în spirit și în smerenie. Ne înălțăm prin a fi mai buni unul cu celălalt. Iată o seară în care gazdele noastre ne-au strâns din împreună spre a ne bucura împreună, spre a trăi emoția prevestirii, prevestirea nașterii, bucuria noastră, bucuria creștinătății, sărbătoarea pe care o așteptăm cu multă emoție, cu toți cei dragi alături, pe care îi așteptăm să vină acasă, să ne întâlnim, să ne privim cu drag și apoi mai bine încărcați, mai curați și mai pozitivi, să ne îndreptăm spre anul care vine cu speranță, în care ne dorim ca glasul armelor să înceteze, sunetul violilor să se audă, bucuria și pacea să se așternă peste noi toți, într-o înțelegere, într-o comunitate binecuvântată. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze romanul și pe romașcani, pe toți cei dragi nouă și din împreună să rămânem frați într-un Hristos, în emoție, în smerenie și în dragoste. Doamne ajută! Pentru început vă rugăm să urmăriți o scenetă intitulată Un prunc care se naște, interpretată de câțiva frați a Institutului Franciscan.
și eu. Nu înseamnă așa. Suntem în anul 1223. Francisc se găsea la Grecia, o localitate din provincia Rieti din Italia. Vizitând Țara Sfântă și văzând sărăcia acelor locuri în care Hristos a ales să vină pe pământ, Francisc s-a gândit să refacă aici, în mijlocul nostru, imaginea de atunci de la Betleem. Francisc a cerut ajutorul unui prieten, dar interesant este că nu ne amintesc cum se cheamă. Puteți să-i dați voi, poate chiar numele vostru. O să vorbesc cu un prieten, să ne pun la dispoziție un grajd și câteva animale. O să pregătim totul după imagine de la Betleem. Vreau să arăt lumii cât de mult s-a umilit Hristos pentru noi. A vrea să crească sărac, nu într-un palat. Dar pentru asta avem nevoie de aprobarea Sfântului Părinte Papa. Stai liniștit, Francis. Merg eu să vorbesc. Francis nu și-a propus să fie un sfânt, dar și-a propus ca în viața lui să urmeze îndeaproape învățăturile lui Iisus. El este un sfânt al sărăciei, al umilinței și al iubirii. Viața Sfântului Francis a fost atât de plină de miracole, de parcă Dumnezeu coborâse pe pământ. L-a ghidat clipă de clipă, iar la sfârșit i-a dăruit bucuria cea mai mare la care poate visa un om. În marea sa puritate, Francisc a ascultat întotdeauna de semnele pe care Dumnezeu îi le trimitea în momentele de cumpă, abandonându-se astfel total voinței divine. Francisc! Francisc! A acceptat. Nu călcăm nimic. Lumea trebuie să vadă pentru a crede. Și noi, prin asta, le putem mări credința. Ba mai mult, Sfântul Părinte ne îndeamnă să facem lucrul ăsta. Atunci, trebuie să căutăm animale. Să pregătim ieslea și grajdul, ca totul să fie real. Am să invit pe toți oamenii la această noapte sfântă. Deci, pentru ei facem toate acestea. Cum? Cu ce drept faci toate astea? Vreau să fac aici nașterea lui Iisus, așa cum a fost ea la Betleem. Cum să faci asta? Betleem e Betleem, iar orașul nostru e orașul nostru. Cum să le faci aici, aici această scenă? Vreau să fac aici, în acest oraș, un mic Betleem. Să arăt lumii că Iisus a născut sărac. Pe niște paie, într-o iesle, pentru că voi ce stați în frunte, nu ați vrut să-l primiți. Nu sunteți departe de cei de la Betleem care l-au trimis să trăiască într-un graj. Ați face la fel dacă ar fi aici, în mijlocul nostru. Odată e Crăciunul și tu vrei să stăm aici, într-o iesle? Pleacă de aici! Crede că ești nebun. Hristos s-a născut sărac și a ales să trăiască sărac. Voi nu vreți să recunoașteți așa asta. Pentru că vă arată adevărul. Un adevăr care vă doare. Dacă vreți să ajungeți la Hristos, trăiți așa cum a trăit El. Iisus ne vrea pe toți la El. Bogați, săraci, leproși. Nu contează ceea ce suntem, ci felul cum iubim, cum îl slujim. Veniți la iestea Lui. Iisus ne așteaptă. Veniți. Veniți, creștini! Deschideți-vă inima! Pruncul din Betleem se naște azi iar pe pământ. El cere inimile noastre, să nu-i spunem și noi nu. Cu toții l-am trimis la Betleem să se nască într-un grajd. Acum, noi am ales acest loc pentru a-l primi să se nască în inimile noastre, să nu-i spunem și noi nu. Francisc a reușit să realizeze așa cum l-a inspirat Domnul, având și autorizația Sfântului Părinte, pentru că pe atunci acest lucru nu se putea realiza așa ușor.
Faima sfințeniei lui era foarte răspândită. Oamenii veneau de pretutinde, cântând într-un singur glas. Se apropie, îl privi și îl luă cu tandrețe în brațe. Atunci pruncul se trezi, îi surase Sfântului, îi mângâie obrajii și barba cu mânuță. Prietenul Sfântului Francisc și-a dat seama că Iisus este adormit în inimile oamenilor și că Francisc este cel care l-a trezit prin cuvântul și prin exemplul său. Din Betleem, în sărbătoarea nașterii Domnului care se apropie, să ne aducem aminte că Iisus vrea de la noi mai mult decât o iesle sărăcăcioasă și rece. Vrea inima noastră caldă, curată și primitoare. Seară, formația corale Laudes Domini, acompaniată de orchestra de cameră a Institutului Teologic Franciscan, alcătuită din prestigioși instrumentiști ai Universității de Arte George Enescu și ai Filarmonice din Iași, sub conducerea artistică a părintelui dirijor Cristian Dumea, vor interpreta câteva cântece din repertoriul de Crăciun național și internațional. Sunt texte devenite foarte populare, cântate în multe zone ale țării de cercele de colindători sau de formațiile corale. Concertul se va deschide cu antifona gregoriană Puer Nacus Est, după care vor urma piesele Un prunca se naște, text de Cristian Aljoae și muzica de părintele Cristian Dumea, Linui Lin, de Tiberiu Redicianu, Ioan Chirescu, Somnul lui Iisus, de François Jouvet, Transeamus, de Joseph Schnauer, După dată îi colindăm de Alexandru Pașcan, Veniți creștini de Alphonse Adam. La sfârșitul primei părți va urma poezia Nașterea Domnului de Vasile Militaru, recitată de fratele Andrei Marius. Acompaniamentul instrumental va fi susținut de Flau Lucian Cherar, Vioară 1, Adelina Stanciu, Vioară 2, Adrian Ionuț Gheorghiu, Violă, Loredana Petru,
violoncel Florin Burla, contrabas Virgil Pisacariu, la orgă fratele Eduard Iurga, soliști vocali tenorii Iulian Robu, Mihai Cherecheș și părintele Iulian Petre.
Aceasta bună.
Ardea un colț de stele deasupra omenirii cu păcătoase gloate, cu regi pe fruntea căror sclipeau coroane grele, cu împărății supuse pe veci pieirii toate, toate. Și atunci, în noaptea aceea senină și adâncă, zărirea magii lumii, pe cer, o mare stea, o stea străluminată, nemai văzută încă, și-au fost purcesc cu darul călăuziți de ea. Căci cititorii în stele, fiind în noaptea fumii, trei magi știau că vine cu strălucire foarte. Iisus Mântuitorul sau Împăratul Lumii, cel care avea să calce cu moartea peste moarte. Ei au știut că în lume cel care avea să vină va întuneca prin mila-i toți regii și împărații. La slabi va da toiege, la orbi va da lumină, va sătura flămânzii, va adăpa însetații. Și l-au aflat pe acela cărui sfântă milă, ca oamenii venita pe oameni să-i mângâie. Și magi îngenunchiară pe umedă argilă. Și daruri i-au dat, aur și smirnă și tămăie. Atunci berbecii, boii, viței și asinii, cu al răsuflării abur, l-au încălzit pe acela cărui sfântă frunte, urma să o încingă spinii și în cuie mari, pe cruce, să-l bată Israel. Sărbătoarea nașterii lui Hristos Iisus face tot omul mai bun, mai darnic, mai iubitor, mai credincios. În noaptea sfântă se desleagă limbile tuturor creștinilor și cu toți îngână colindele care ne-au fermecat copilăria. Această bucurie a nașterii Mântuitorului Lumii ne este vestită fiecăruia în această perioadă prin colind, prin cântarea cea veche, care ne amintește de istoria sfântă a evenimentului și semnificația lui pentru noi. Colindele, aceste ode îngerești, sunt de fapt prelungirea imnului de slavă a cedilor îngerești la nașterea Domnului. În cea de-a doua parte a concertului, așadar, veți asculta Astăzi s-a născut Hristos, de Gheorghe Cucu. Nouă azi ne-a răsărit, de Dimitrie Georgescu Chirian. Praznic luminos, de Timotei Popovici. În Ieslea din Betreem, de Nicolae Moldoveanu. Lelui mărului, de Gheorghe Danga. La sfârșitul acestui segment muzical, va fi recitată poezia Colind, de Vasile Voiculescu, de către fratele Gabriel Pan. Thank you.
Thank you.
falnice regine ce stăpâneau peste pământ, a fost aleasă o fecioară pentru peze Duhul Sfânt. Sfioasă, blândă și cu minte, o biată fată din popor, a zămislit necunoscută pe Marele Mântuitor. Și în ieslea umedului staul, un braț de paie s-a născut, acel ce avea puteri să frângă păcatul greu dintr-un început. Lăsând deoparte împărații cu mii de oși și slujitori, întreaga Domnului mărire s-a coborât printre păstori. E Mesia Izbăvitorul, trimisul Tatălui din cer. S-a ridicat sub ocrotirea și în casa unui biet dulgher. Căci harul pururi se revarsă pe cel sărac, cinstit și bun. Fiți gata să-L primiți pe Domnul în ziua Sfântului Crăciun. Thank you.
Asociația Umanitară Pacea, care ne vor încânta în continuare cu câteva cuvinte. Mai întâi dăm cuvântul Părintele Lucian Popina. Bună seara, dragi spectatori! Cu toții suntem spectatori în această seară. Era un colin frumos, slobozene gazdă în casă. Cam așa dorim să venim și noi aici, membrii Fundației Pacea, membrii fiind și copiii care vor glăsui frumos în această seară împreună, vor încerca să ne colinde, dar cu siguranță nu se vor dedica la sublimele voci și la minunatele interpretări instrumentale pe care le-am auzit până acum. Însă, trăim totuși într-o societate care ne arată și partea aceea mai precară, partea aceea în care parcă ne rupe inima când vedem oamenii suferind. Acești copii cu care noi lucrăm și alții provin din aceste medii defavorizate, din familii în pragul sărăciei, în pragul disperării și de aceea ne-am gândit că acest Crăciun și la fiecare nou Crăciun noi ne dorim să fim mai sensibili față de aceste persoane. L-am auzit dimineață cei care erau pe Părintele Predicator, care ne îndemna să fim mai caritabili. Și noi, prin acești copii și prin celelalte activități pe care le desfășurăm la Fundația Umanitară Pacea, încercăm să fim mai caritabili, încercăm să le arătăm o altă imagine a vieții acestor copii și părinților lor. Așadar, acum vor intra în scenă micuții copii de la grădinița noastră, de la clasa 1 și de la o altă grupă specială, un fel de șansa a doua, deși nu este chiar șansa a doua, care vor interpreta trei colinde, să spunem, și sunt însoțiți de doamnele educatoare, de surorile voluntare și de părintele dirijor Lucian Gulae. Să aveți ferește
să au vrut să ne așa cum am spus la început și după ce am văzut și interpretarea, țin să ne amintească realitatea în care trăim și faptul că noi, fiecare, unul, fiecare dintre noi, putem face ceva pentru a o schimba mai bine. Noi asta încercăm toți cei care ne ocupăm de ei și dumneavoastră veți avea ocazia, în măsura în care veți avea o inimă bună, avem și la ieșirea din capelă câteva felicitări făcute de copii împreună cu responsabilii lor și câteva obiecte frumoase pentru Crăciun. Totodată, ori de câte ori vreți să aveți o inimă bună, cu siguranță știți unde ne găsiți. Și dar vă mulțumim, mulțumim Părintelui Cristi că ne-a dat această oportunitate și gazdelor de aici de la Institutul Teologic Franciscan. Domnului Doamne, ca fără plouă de varsă, și că pe șapte ori
Domnului, dar nașterea Mântușorului Iisus să ne înțelege barierele inimii și opusor, pentru a cânta împreună cu Îngerii mărire cu cei de sus și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Să aveți sărbători frumoase și pacea lui Hristos să coboare în viața dumneavoastră. La finalul acestui concert, dăm cuvântul Păritului Provincial Emilian Cătălin. De departe de sus, dintr-o țară mai bună, dintr-un loc de iubire și un cer fără noi, ai venit-o, Iisuse, în timp de furtună și în adâncuri ai vrut lângă noi să cobori. De departe de sus, de la pieptul de Tată, te-ai desprins și de Duhul ca să ajungi un copil. Gângurând, tu cerșeai adăpost la o poartă și ai primit găzduire într-un loc prea umil. De departe de sus, din lumină viitoare, ai lăsat galaxii fără număr în zbor, ca să legi tu pe om de virtuții lovitoare, de umblarea smerită a celor ce mor. De departe de sus, dintr-o lume de basme, unde îngerii cântă cerești melodii, dintr-un alt univers de lumini și fantasme, ai venit lângă noi, milă de jertfă să fii. De departe de sus, din splendori fără seamă, din tărâmul iubirii și al cerului plân, ai venit să ne dai mângâiere de mamă, să ne arăți cum iubește Tatăl preasfânt. Este timpul să fim iertători și mai buni, cu suflet plecat și cu gânduri curate. Trimitem spre Îngeri în cerul rugăciunii să fim mai ușori, mai goliți de păcate. Este timpul împăcării, e Sfântul Crăciun. Prin suflet iertat vedem puritate, se schimbă și anul cu unul mai bun, mai gol de nevoi și mai plin de toate. Eram undeva pe un asteroid B612, un copil cu părul de aur, care s-a gândit într-o zi să părăsească planeta lui și să vină către Pământ. A vizitat 6 planete unde a găsit numai oameni ciudați. Și a ajuns în cele din urmă pe a șaptea planetă pe Pământ. Până a început să dea de oameni, s-a întâlnit prima dată cu un șarpe cu care a vorbit, cu o floare, cu o vulpe. Și interesant e și mesajul pe care îl transmite vulpea. Ai grijă că aici pe Pământ poți să întâlnești oameni care chiar dacă trăiesc într-o comunitate, sunt mai mulți, se pot simți singuri. În cele din urmă, mergând prin deșertul Sahara, întâlnește un pilot care s-a prăbușit acolo cu avionul. A petrecut 8 zile, desigur, conversațiile au fost chiar prea fără mare conținut. N-au vorbit despre bani, despre afaceri, despre cifre, nimic. Numai lucruri mărunte. În aceste 8 zile s-a legat o prietenie strânsă. Cu siguranță v-ați dat seama că e vorba despre povestea Micul Prinț. Și la 8 zile a venit momentul ca Micul Prinț să părăsească planeta Pământ. Și grea a fost despărțirea.
Dar micul prinț m-a învățat că din acel moment, în momentul în care își va ridica privirea spre cer, să știi că undeva sus, în multitudinea de stele, pe o stea trăiește prințul, micul prinț. Dragii mei, Crăciunul este momentul când Dumnezeu părăsește cerul și vine pe planeta Pământ. Avem oportunitatea să ne împrietenim cu El. Chiar dacă nu avem discursuri elocvente, să o impresionăm. Chiar discuții de detaliu. Să știți că de multe ori detaliul face diferența. Mesajul este unul profund. Din acel moment, omul a privit cu alții ochi cerul. Aceasta este seara când noi putem privi altfel cerul. Cu alții ochi. Să dea Dumnezeu ca în casele fiecăruia dintre dumneavoastră, într-adevăr, să se rășuiască Domnul Iisus, care este Micul Prinț al nostru, și să priviți cu încredere, cu mai multă seminătate către cer, pentru că vă poate ajuta. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest cadou pe care l-a făcut pe sărbătorile de Crăciun. Vreau să mulțumesc într-un mod totul deosebit Părintelui Provincial și, dacă vreți, pot să-l puneți un pic, faptul că realitatea formativă în provincia noastră încă e prezentă și încă viețuim, se datorează Lui, care știe să țină vie această realitate formativă. Și mulțumim din suflet. Vreau să mulțumesc colaboratorilor mei, echipei formative de la Institutul Teologic Franciscan. Mulțumesc corpului profesoral reprezentat de Părintele Damian Pătrașcu, Părintele Paul Maximilian. Mulțumesc Părintelui Eugen, guardian acestui așezământ din Roman. Mulțumesc personalului nedidactic, administrativ, prin Părintele Feie de Iulian, Ionel, și tuturor celor care trebuie pentru ca noi să putem ființa aici. Mulțumesc că nu am lăsat la urmă întâmplător, am lăsat la urmă. Mulțumesc Părintelui Cristian Dumnea, care a făcut posibilă, chiar dacă mă uitam în timpul concertului, doar o singură repetiție a fost nevoie ca instrumentiștii să se pună pe un corp. Și stăteam și mă gândeam de multe ori în familie, cât de important este, așa cum s-au pus și de acord, întoarmă același punct, doar să ne acordăm, să ne armonizăm. Cât de important este ca și în familia noastră creștină să știm să ne armonizăm. Și vedeți ce lucruri frumoase vorbește. În momentul în care se vorbește aceeași limbă, în momentul în care se cântă același punct, pe voci angelice. Eu mulțumesc de suflet și instrumentiștilor și studenților care au avut o contribuție deosebită atât în pregătirea spectacolului de Crăciun, cât și a decorului. Vă mulțumesc tuturor dumneavoastră care ați luat parte la acest spectacol de Crăciun organizat de noi, domnului primar care mai s-a înalt nostru, când avem mai mare nevoie, și nu în ultimul rând tuturor dumneavoastră care ați venit să împărtășiți. În continuare dau cuvântul Părintelui
provincial pentru a ne adresa un cuvânt de mormântare. După ce ne-am gustat de momente învălțătoare ale colindelor și am admirat maestria artiștilor din această seară, aș dori ca numele fraților franciscani din România să adresez un cuvânt de felicitare și prețuire, o urare și o mulțumire. Dar pentru că titlul discursului meu era legat de un mesaj de Crăciun, aș vrea să răspund la tema pe care mi-au propus-o printr-un verset dintr-un document al Conciliului al II-lea din Vatican. Știți că zilele trecute am sărbătorit 50 de ani la încheierea celui de-al II-lea Conciliu din Vatican. Acesta a fost un eveniment crucial pentru Biserica Catolică de actualizare și modernizare. Documentul respectiv, Gaudium et Spes, bucurie și speranță, răspunde la întrebarea de ce s-a făcut Dumnezeu om. Întrebare pe care și-au adresat-o mulți. De ce a venit Dumnezeu între noi? Răspunsul este unul adânc și cu izvoare în Sfinții Părinți și în Sfânta Scriptură. Și spune așa. Dumnezeu s-a făcut om pentru ca să-i arată omului cine este El. Zilele trecute, Sfântul Părinte Papa Francisc a deschis Anul Milostivirii. Anul Milostivirii înseamnă descoperirea feței lui Dumnezeu și a chipului omului. Sfântul Părinte ne propune în acest an să descoperim ceea ce Iisus Hristos, coborând pe pământ, ne-a revelat, adică chipul lui Dumnezeu, și în același timp ne propune să ne privim adânc în sufletul nostru pentru a descoperi chipul lui Dumnezeu în interiorul nostru. Aceasta este urarea mea de Crăciun, ca să vă uitați adânc în sufletul dumneavoastră și să vedeți câtă bunătate. În ce constă demnitatea omului? Ne spune toată sărbătoarea Crăciunului. În a fi copil al lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu suntem. Important este să descoperim. De ce nu descoperim? Uneori că suntem copiii lui Dumnezeu și suntem buni? Pentru că suntem orbiți și alergăm în rătăciri și nu reușim să ne purificăm. În liturghia ortodoxă, în fiecare liturghie sunt fericirile. Și este o fericire acolo care spune așa. Fericiți sunt cei curați cu inima, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. În momentul în care avem sufletul curat, îl vom vedea pe Dumnezeu în ceilalți și îl vom descoperi noi. Acesta este mesajul de Crăciun. Să descoperim pe Dumnezeu în cei din jurul nostru și în noi. Cuvântul de felicitare este adresat organizatorilor acestui eveniment și de mulțumire pentru truda lor, instrumentiștii și vocal, dirijorul, cei care s-au implicat, cei care au dat din timpul lor. Aș vrea să le mulțumesc și să-i felicit pe cei care se află în ultimul rând acolo pe hol și să ne dorim ca să facem o încăpere mai mare, să fie mult mai generoase, să stăm cu toții la concert șezuți. Vă felicit că ați avut răbdare până la sfârșit și mai ales mare răbdare să mă ascultați și pe mine. După aceea, îi felicit pe toți cei care au venit în această seară aici, frații din convente, profesorii din institut și toți ceilalți invitați. Pentru că anul acesta sărbătorim 25 de ani de când Ordinul Franciscan și-a redeschis poarta, pentru că ne-au desfințat comuniștii, în cadrul evenimentelor i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru acest mare dar de a fi atât de mulți. Este darul lui Dumnezeu.
Și acest lucru a fost posibil pentru că așa a vrut Dumnezeu. Înainte de a adresa cuvântul de urare și felicitările, vreau să termin lucrul început, nunțiul papal, în cadrul unei sărbători a provinciei, i-a acordat primarului din Roman pentru colaborarea cu institutul nostru, o diplomă din partea Vaticanului. Și ulterior, tot nunțiul a trimis din partea Sfântului Părinte o medalie, pe care vă trăiesc acum. Era lângă dumneavoastră, dar nu m-am spus. Medalia este cu Sfântul Părinte Ioan Paul al II. Urarea este să-L găsiți pe Dumnezeu în sufletul dumneavoastră, domnule primar, Romanul să fie mai frumos și mai strălucitor, nu cu beculețe de Crăciun, ci în sufletul oamenilor care trăiesc mai bine de la o zi la alta. Asta vă doresc. Amin. Felicitări tuturor, Sfintele Sărbători ale Crăciunului să vă găsească cu pace și bine, sărbători în Domnul, fericite, cu bucurie, pace și bine tuturor și la mulți ani! Domino,